Un laborator pentru depistarea virusului COVID-19 și altor infecții va fi deschis în curând la Comrat. Autoritățile regiunii sunt acum în proces de pregătire a spațiului în care acesta își va desfășura activitatea. Acesta va fi al patrulea laborator specializat din țară, pe lângă cele din municipiile Chișinău, Bălți și orașul Cahul. Deschiderea noii instituții este planificată pentru luna septembrie a acestui an. Ideea deschiderii la Comrat a laboratorului pentru depistarea infecției COVID-19 a fost lansată încă anul trecut, însă lucrările de amenajare au început abia acum o lună. Deși numărul cazurilor de coronavirus a scăzut în țara noastră, nu este exclus un nou val de contaminare, ne-a spus șeful Centrului de Sănătate Publică al municipiului Comrat, Ivan Hasta. Я не исключаю очередного подъема, особенно в сезон. Здесь будет располагаться оборудование, все оборудование, начиная с подготовки, экстракции, смешивания. В дальнейшем будет идти подготовка проб. Laboratorul de la Comrat va oferi posibilitatea studierii și altor virusuri. Anterior, toate centrele de sănătate și spitalele raionale erau nevoite să expedieze probele cu mașina spre alte laboratoare, iar asta a provocat mari cheltuieli, a explicat șeful Direcției Sănătate a Găgăuziei, Svetlana Duleva. Nu este cea главное, главное то, что при наличии лаборатории у нас в Комрате мы решим большую проблему, мы сэкономим время для постановки диагноза. Набрав рано утром или поздно вечером пациенту анализ, мы до обеда сможем иметь результат через 2 часа и сможем своевременно назначить лечение. Это достаточно облегчит работу медицинского персонала и улучшит и качество лечения наших пациентов. O parte a echipamentului a fost adusă, însă încă nu poate fi pusă în funcțiune, deoarece nu au fost finalizate lucrările de reparație. În plus, a început pregătirea specialiștilor care vor efectua cercetările virusologice, a explicat șeful Centrului de Sănătate Publică al municipiului Comrat, Ivan Hasta. Specialiști, tie firme care nam poставляют оборудование, их инженеры будут приходить и окончательно устанавливать эти приборы и обучать. Дополнительно будут обучать методам работы именно на этих аппаратах. Но, в принципе, наши специалисты уже подготовлены, они были в Кишиневе и фактически выполняли ту работу, которую сейчас делает Кишиневская лаборатория. Cheltuielile pentru reparația și achiziția materialelor necesare pentru activitatea laboratorului se ridică la aproape 20 de milioane de lei, bani alocați de Organizația Mondială a Sănătății, Ministerul Sănătății și autoritățile regionale.